Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în berbec, etalare aproximativ pentru iulie 2022. Dragii mei, hai să vedem câteva cărți, două cărți. Una care prezintă leitmotivul, să zic, acestei etalări. O parte din lucrurile pe care le veți experimenta, o situație. Opa, ce frumos, 17. Barza, ibisul, cum vreți voi să ziceți. Această carte reprezintă călătorile la distanță. Dar pentru că are numărul 17, asociez foarte mult cu steaua, care și steaua înseamnă călătorie distanță, probabil distanță mare între voi și cineva, o distanță care trebuie străbătută ca să vă vindecați. Ca să vă vindecați. Ca să vă găsiți, să pășiți mai aproape de misiunea voastră, de destinul vostru. Dar e o distanță lungă. Și această pasăre reprezintă și renașterea, nu doar călătoriile. Renașterea, această călătorie la distanță sau gândul către cineva care este departe de voi, dar care are această abilitate de a vă vindeca, vă și transformă. Interesant. La capătul setului de cărți aveți unul, cavalerul. Cel care vrea să manifeste. Este un unul care mi-aduce aminte de magician, dar e o nouă călătorie. Urmează să... Vă pregătiți de o nouă călătorie. Sunteți în plin proces de vindecare și de o călătorie poate să fie fizică, poate fi spirituală, variază de la om la om. Hai să mai vedem. După 10. După o situație foarte dură în care ați suferit, v-a durut ceva. Poate a fost o suferință fizică, poate a fost o suferință mentală, sufletească. Într-o relație cu cineva care a promis un lucru și probabil că nu s-a ținut de promisiune. Hai să vedem spiritul vostru aproximativ în această... Această perioadă, ce drăguț pisica, intuiția și delfinul fericirea. Ca să vă atingeți fericirea, trebuie să vă vindecați. Și în acest proces de vindecare, trebuie să vă dezvoltați intuiția. Intuiția vă va spune pe viitor când cineva are intenții serioase sau neserioase, când cineva se pregătește să vă rănească sau să vă susțină. Intuiția este, evident, foarte bună. Dar ce interesant aici sunt trei pisici, din care una este falsă, poartă măști. Poate ați fost într-o situație în care cineva a falsat, nu și-a arătat intențiile. Din acest motiv, trebuie să învățați să vă folosiți intuiția. De fapt, interesant, sunt patru. Până acum am văzut trei, acum e prima oară când văd a patra pisică. Patra pisică. Patru ține de casă. Poate că acasă aveți pe cineva care falsează sau acasă trebuie de nevoie să vă prefaceți. Folosiți-vă mai degrabă calitățile magice, nu neapărat să faceți magie. Doamne ferește, nu vă îndemn către așa ceva. Capacitățile de manifestare, intuiția, sensibilitatea, ca să știți cum să gestionați situația de acasă sau cu oamenii care încearcă să vă controleze. Și să puteți manifesta fericire. 3 și cu 7 iar e 1. Acest 1 e foarte important pentru voi. La capătul setului de cărți, nu uitați că cineva, da? Aveți intuiția, să zic, declanșată. Cineva vă urmărește. 15 e numărul diavolului, dar la cum arată de înghețat ar putea să fie și un semn de aer și un semn de apă și oricine. Că e snow, e apă. Cineva cu emoții înghețate, cineva care nu arată emoțiile, vă urmărește. Urmărește, interesant, nu arată, iau te-aș ce rece e, dar înăuntru ce conflicte are, ce fierbe, ce... Și nu doar că fierbe de, nu, că de pasiune, aici este gelozie. Ia uite, și mie mi se arde un beculeț. Sper că nu. Sper că nu se arde. Dar, în fine, au tot fost probleme, văd,
în ultima vreme. Hai să vedem etalarea pentru voi, iulie, aproximativ berbec, soarele nu Venus ascendent, nodul nord în berbec, iulie, aproximativ 2022. Tăiem. Da, faetonul, vreți să mergeți mai departe? Am vorbit de călătorii, chiar de la bază, de la 17. Și faetonul merge către stea, către vindecare, către destinul, să nu face, nu se aruncă. E o călătorie a vieții, nu așa pur și simplu o plimbare. În trecut, trei de cupe care a apărut și în timp ce am amestecat, asul de monede și cavalerul de cupe, un cuceritor. Probabil că ați crezut un cuceritor printre prietenii voștri, probabil care ați crezut că, cu care ați crezut că veți realiza un proiect, o nouă relație stabilă. Aveți semn de apă, semn de pământ, poate. Ați avut de-a face cu două persoane diferite sau cu o singură situație și emoțională, dar în care v-ați pus speranță, să zic, că se va crea ceva stabil. Însă, trei de cupe, pe lângă aspectul de prietenie, de voie bună, poate să sugereze cu acele pisici și o situație ambiguă în care un personaj nu se dedică unei singure persoane, ci și altora. Ar putea să fie acest cavaler de cupe, nu contează zodia, cuceritor de meserie. Și când cucerește, cei cuceriți își fac speranțe că vor crea ceva durabil. Eu știu. Rămâne de văzut dacă este un trecut recent sau un trecut îndepărtat. Și dacă într-adevăr speranțele astea se materializează, s-au materializat sau ce-o mai fi în prezent. Regele de spade. Patru de bâte. Și șapte de cupe. Puteți să viți voi la patru de bâte. În general e Venus în berbec. Plin de voie bună, nu vorbesc de Venus, de personaj cu această planetă. Berbecul, în principiu, vrea să se simtă bine. Stabilitatea pe care și-ar crea ar fi bazată pe pasiune și pe, evident, și stabilitate materială. Dar e o situație destul de confuză, șapte de cupe, creată eventual de cineva care nu exprimă, am văzut aici, dar nu exprimă emoțiile. Poate acest personaj visează la altcineva și voi vreți să mențineți stabilitatea, dar intențiile voastre sunt unele ale lor, altele și se creează confuzii. Rămâne de văzut și la clarificări. Dacă vreți stabilitate, poate că trebuie să găsiți să. Care ideea? Să analizați aceste confuzii mai bine și să găsiți soluții practice. În viitor, valetul de bâte, magician, începeți ceva nou, clar. Începeți ceva nou. Și cinci de bâte. Dacă acest cuceritor, un cuceritor din viața voastră, v-a creat confuzii, v-ați dat seama că acest personaj are altă relație, are familie, are prieteni, are alte interese. Și atmosfera dintre voi și acest personaj devine conflictuală. Nu că v-ar crea vreo problemă vouă cu conflictul, dar cât puteți să stați în această energie, în loc să vă concentrați pe lucruri mai importante de manifestat, de inițiat, chestiuni originale, chestiuni care vă reprezintă, da? Nu conflictele. Interesant că 5 și cu 1 înseamnă 6. Dacă v-ați aduna energia pe o singură direcție, pe un singur proiect, ați avea victorie. Nu să vă consumați, vedeți cărțile? Nu să vă consumați energia. Stați un pic. Am zis, este cineva rece, distant, dar în spate. Este foarte gelos. Geloasă.
Poate voi sunteți geloși pe ei pentru că au opțiuni, posibil și asta, dar dacă știți că sunt cuceritori de meserie, nu vă mai bateți capul. N-aveți cum să controlați asemenea oameni. De-aia zic, decât să vă irosiți energia în conflictele acestea pe viitor, fiți raționali, preluați ce este bun din toate experiențele pe care le trăiți, plăcute sau neplăcute. Dacă ați avut oameni reci, distanți în viața voastră, învățați de la ei rațiunea, puterea controlului, să vă controlați mintea, emoțiile, impulsurile, ca să puteți manifesta noul, ca să puteți manifesta lucrurile care vă reprezintă. Nu știu dacă sunt două persoane. Sau același personaj sobru acum a fost cuceritor cândva. Pentru că sunt oameni care își schimbă atitudinea după cum bate vântul. Sau după cum au interesul. După câte opțiuni au, după cum, eu știu, după cum. După toanele lor interioare. Pentru că, vedeți voi, regele de spade, ca și alte personaje care țin de aer, nu înseamnă că nu are emoții, nu înseamnă că este stabil. Faptul că este sobru, că este în aparență rece, că este în aparență adunat, nu înseamnă musai că este și în echilibru. Teoretic ar trebui, aceasta ar fi varianta bună, pe care voi ar trebui să o manifestați dacă vreți să învățați din lecție. Dar acest personaj nu e musai să fie cel mai înțelept. Posibil totuși acest personaj, dacă aveți un asemenea personaj cu care ați fost prieteni undeva în trecut, acest personaj să se gândească cum să vină să comunice cu voi. Posibil. Pentru că vă vede că vă simțiți bine, că aveți opțiuni. Și atunci gelozia este a lor. Opa, berbecii se simt bine fără mine? Berbecii pot să se bucure de vreun nou proiect, de bani, de ceva, un soi de stabilitate acasă sau printre prieteni. Se poate să manifeste ceva stabil, de lungă durată, fără mine? Da, pentru că are opțiuni. Și atunci apare gelozia din partea acestui personaj și își va dori l-am dat să manifeste ceva, să manifeste comunicare cu voi. Dar, interesant că după manifestare apar conflictele. Motivația sau, poate nu-i motivă, dar eu cred că totuși e gelozie undeva. Ori voi sunteți geloși, ori ei vor fi geloși, unul dintre voi va fi gelos în acest context. Și după aceea apare 3 de băte, dorința de eliberare, aș spune, de călătorie. Interesant, apropo de călătorie, chiar apare de la început. De manifestarea noului care se va realiza această, sau cum să zic, nu că se va realiza. Veți simți această dorință de nou, de unu, de început. Unii dintre voi încă n-ați ajuns la nu vi s-a umplut paharul, cu alte cuvinte. N-ați ajuns la prea plin. Încă. Sau încă mai aveți ceva de vindecat cu 17. De transformat, de lucrat la intuiția voastră, ca să puteți manifesta fericirea pe care vă doriți. Dacă este nevoie, da, uitați, secrete. Eliberarea de secrete sau, repet, vor apare iar călătorii, distanțe, secrete, mistere. De-aia zic, conflictul se va menține în relație cu acel personaj care, când vrea, vine să vă cucerească, când vrea tace să vă pună la fiert un pic, la dospit, o fi având opțiuni probabil, dar nu uitați că și voi aveți. Și atunci, repet, decât să vă consumați energia, mai bine v-ați concentra pe un proiect nou, pe lucrul care vă reprezintă. La capătul setului de cărți, interesant, 0, 0, 1, 1.
E pe cale să se manifeste ceva nou, dar nu știu dacă musa e în iulie. Dar în iulie se mișcă energiile și vă vor împinge. Poate prin august, că tot e semn de foc atunci, eu știu. Da, niște planuri, iau-te, planuri de călătorie. Da, eu cred că prin august, interesant că apare 8 de monede. Poate o călătorie legată de bani, da? E un proiect pe care vi l-ați dorit de mult timp și se va manifesta mai prin august, eu știu când. Acest 0 și 1 urmează să se realizeze. Hai să vedem. Așa. Ce ar fi de clarificat? Cât am vorbit? 15? Hai să vedem. Clarificăm. 3 de cupe în trecut? Vreți? Ia uite, prietenii, acest prieten sau acești prieteni v-au adus suferință, 5 de cupe. Lacrimi, poate ați fost într-un triunghi amoros, asta confirmă, posibil. Ia uite, confuziile, da? Ați iubit acest personaj, dar unul a fost foarte matur, celălalt imatur. Poate unul a fost mai tânăr, altul mai în vârstă. Se poate și asta. Ha, asul de monede. În trecut. Îndrăgostiți. V-ați îndrăgostit? V-ați îndrăgostit? Și ați crezut că această dragoste va dura? Bine, dreptul nostru să sperăm, nu? Iar o dragoste la distanță, 3 de bute apare, dar ce apare? Ia uite. Fugăciosul, cel care fuge. Ori zice că are de lucru la distanță, trebuie să facă bani și să călătorească, să-și ia de lucru în alt, iau, 8 de cupe, liberare emoțională. Clarificăm cavalerul de cupe. În trecut, cavalerul de cupe pentru berbeci. Iau împăratul. Și eremitul. Și tăcere și blocaje mentale. Și distanță. Poate și un copil. Aș spune că împăratul și cu cavalerul de cupe. În această dragoste sau cuplu sau colaborare care a fost în trecut, a fost un personaj foarte încăpățânat. Sau un personaj a încercat să acapareze povestea. Romanța, cavalerul de cupe romantic. Dar apare acest împărat. Nu aș spune că împăratul poate, poate, dacă vrea, poate să fie romantic, dar mă cam îndoiesc că pentru mult timp. Eventual pentru atât timp cât consideră că e necesar să impresioneze într-un anume fel și apoi își ia comportamentul. Figuri masculine. Și zic că își schimbă comportamentul pentru că apare. Voi atunci nu știați, ați crezut că va fi romantic tot timpul, dar pentru că aici ce urma să se întâmple și s-a întâmplat la un moment dat. Tăcere, blocaje mentale, griji. Lucrurile au părut frumoase. La un moment dat. Clarificăm regele de spade. Regele de spade, te rog frumos. În prezent, pentru berbeci. Regele de spade, pentru berbeci. Ia uite, 2 de monede. Asta e. Interesant că s-a oprit tocmai aici, avem magicianul invers, vedeți?
Au fost niște separări, niște secrete care au produs separare. Acest personaj, chiar dacă simt, am zis, nu arată, falsează, cu magicianul invers. După cum vedeți, este singura carte și nu întâmplător a venit invers. Poate că e cineva, o să zic zodiile la sfârșit, dar am zis, cineva care are cel puțin două lucruri de făcut, job casă, job relație sau două relații sau două joburi, cel puțin două. Un personaj care tot timpul e, nu e în echilibru, e în aparență. E în aparență echilibrat, dar nu este în echilibru. De-aia am zis, este împărat un personaj și apare iar pe regele de spade, pe figura masculină, în control, în control, dar nu e chiar atât de control. Așa cum cavalerul de cupe nu e chiar atât de romantic, a fost romantic o perioadă, cât să preia controlul. Și nu m-aș fixa pe împărat ca fiind zodia voastră musai? Poate să fie orice zodie. Orice zodie. Patru de bâte. Pentru berbeci în prezent. Uite. Cinci de bâte despre care am vorbit. Cinci și cinci. Doi de cinci. Fantastic. Cinci de bâte, cinci de spade. Conflicte. Conflicte acasă. Discuții. Și dacă nu e acasă în relație, că patru de bâte poate să însemne și o relație între două persoane, da? O relație pe care voi ați sperat că va fi, eu știu, plină de voie bună și de pasiune, dar a fost doar un început atunci. Între timp au apărut conflictele, în prezent sunt conflicte, sunt discuții, sunt băgăcioși de seamă, sunt influențe negative și fizice și mentale. Și se vor resimți și în viitor, că ați văzut cinci de bâte. Iar, posibil acest personaj, dacă nu este în echilibru, are obiceiul să creeze, voit sau fără să-și dea seama, să creeze jocuri mentale, conflicte. Poate conflictele sunt în sinea acestui personaj, și se proiectează în relație pe patru de bâte și atunci și voi deveniți conflictuali în relație cu acest personaj. De-aia am zis, nu vă mai rosiți energiile? Concentrați-vă, pe ce am zis mai devreme, pe un nou proiect. Ia uitați, acest personaj vrea controlul. Vrea controlul. Poate să fie soțul vostru sau soțul cuiva, regele de monede în general e soț și împăratul la fel. Dar e un soț toxic sau este un șef toxic. Nu știu, în general, am zis, regele de monede e un soț. Ca și tipar. Clarificăm șapte de cupe în prezent. De cupe. Iată, șapte de cupe, nouă de bâte și regele de cupe. Sunt lupte într-o căsnicie, sunt lupte, sunt secrete. Dar a trebuit să vă folosiți intuiția, vedeți? Folosiți-vă intuiția și vedeți, dincolo de separările pe care le trăiți, de conflictele pe care le aveți acasă, în jurul vostru, da? Ca să puteți să alegeți. Turnul poate să însemne separare, dar poate să însemne și trezire. Fie că această intuiție exersată și folosită cât mai des, în situații minore, ca să vi se confirme că lucrează, să o folosiți în situațiile conflictuale și să vedeți adevărul și să știți ce să alegeți pe viitor. Șapte de cupe, nouă de bâte și regele de cupe. Încercați să blocați confuziile. Dacă aveți prea multe opțiuni, concentrați-vă pe una. Pe una, aș spune. Și cea mai importantă ar fi echilibrul vostru emoțional.
Nu vreau să mă fixez pe mesajul ăsta, dar pentru unii posibil cineva cu marcaj. Marcaj în semn de apă să vă ofere un soi de stabilitate. Într-un fel sau altul. Deși. Hai să mai vedem. Clarificăm valetul de bute viitor. Valetul de bute. Pentru berbeci. Clarificăm valetul de cupe. Valetul de cupe. De bâte, pardon. Valetul de bâte. Ha. Pentru. Dacă personajul acela din trecut, care v-a adus lacrimi, după prietenie v-a adus lacrimi, v-a pus în situații neplăcute, care nu știe ce să aleagă, probabil cu marcaj puternic, zic marcaj, cu planete, asta înseamnă planete în balanță, nu neapărat zodia balanței, poate să fie orice zodie cu Marte, cu Mercur în balanță și nu știe niciodată ce să aleagă, tot timpul cântărește, analizează și nu știe exact, de-aia creează conflicte. Blocați acest personaj, interesant că iar apare 7 de bâte care înseamnă blocaj, dacă vine să comunice, să încerce să vă recucerească, cum am spus mai devreme, să manifeste ceva nou, dar nou ăla tot la conflicte vă duce. Tot la conflicte vă duce. Deci noul, manifestarea aceasta, tot la conflicte vă duce. Blocați. Învățați să puneți granițe personale. Cu alte cuvinte, sincer, nu suntem obligați să ascultăm tot ce vor alții să ne spună. Noi alegem ce vrem să ascultăm. Noi alegem ce vrem să vorbim. Noi alegem ce vrem să manifestăm. Și în momentul în care învățați să puneți granițe personale, aveți 7 și cu 1, 8, înseamnă transformare spirituală. Puteți să mergeți mai departe. Ia uite. Veți avea parte de o înțelegere a unor lucruri. Victoria asupra confuziilor, asupra misterului, asupra fricilor. Poate alte persoane, poate ale voastre. Variază de la om la om. Hai să mai vedem magicianul. Regina de spade. Regele, regina. Da, cineva vrea să manifeste comunicare. Dar la capătul setului de cărți sunt multe dureri, un sentiment de trădare peste care nu cred că se mai poate trece pur și simplu. Regina de spade uneori poate să vorbească despre o notăriță, o avocată, cineva care vrea să separe niște lucruri. Variază de la un om. 5 de spade. De, nu, 5 de bâte. Clarificăm 5 de bâte. Asta e, aveți niște chestiuni acolo. Oameni care falsează. Încercați să nu falsați voi, pentru că nu vă ajută cu nimic ideea este în viață să fii autentic. 5 de bâte și nebunul. Asta e. Veți, am zis, veți simți dorința să o luați de la zero și să manifestați ceva nou. Veți simți după atâtea conflicte, vă veți fi săturat de conflicte, de gestozi, de discuții, de aia, de aia, de aia. Iar decepționați, iar sătui de suferința prin care ați trecut. 3 de bute, dăm și asta. 3 de bute. Dăm și pe 3 de bute o carte. În principiu e ok. 3 de bute și 2 de bute. Vă veți face planuri de călătorie. Veți spune gata, stop. Stop. Îmi iau catrafusele, îmi fac bagajul, caut pe internet în ce direcție să merg, fac planuri de călătorie și plec. Și posibil să fie o călătorie la distanță. Vreți să iubiți. Vreți să iubiți.
Și să lăsați în urmă suferințele. Ia uite, ia uite. Dar îmi place că vine regina de cupe și aveți ea regele de cupe. Am zis, poate cineva vă inspiră, poate cineva vă susține, psihologic, emoțional. Sau poate unii chiar veți simți o dragoste pentru cineva. Și se va manifesta această uniune, această colaborare în timp. Pentru că apare, vedeți, apare fericirea. Și asta e fain. Iar pe valuri, pe valuri curate, pe curățenie emoțională, și pentru asta trebuie să vă eliberați. Da? E o nouă călătorie emoțională, care poate chiar practică și spirituală, ar spune, care vă va aduce mai aproape de persoana cu care sunteți voi predestinați, să fiți împreună, să vă bucurați de viață, cu care puteți să aveți copii, cu care puteți să aveți stabilitate, 4 și cu 2, 6, 6 înseamnă îndrăgostiții. Dar vorbim de dragoste, nu de zodii, nu la acești îndrăgostiți, mă refer la alți îndrăgostiți care chiar, pentru că aceștia au creat control, conflicte, la alți îndrăgostiți care vor fi bine împreună. Într-o nouă manifestare, 1, 1, păi, 0, iar, de 2 ori 0, de 2 ori 1. Am zis, cineva vă urmărește. O persoană, iar, cu conflicte, conflicte, care încă nu s-a transformat emoțional. E 18, cu frici emoționale. Uitați ce diferență de ape, de emoții, da? Între ceea ce trebuie să atingeți voi și ceea ce trăiește această persoană. Da? Cine știe în cât timp se transforma? Nu e treaba noastră. Treaba noastră este să manifestăm ce știm și ce putem mai frumos în viață. Hai să vedem. Mesaje pentru verbeci. Primiți cu dragoste și apreciere. Primiți dragoste, primiți apreciere, primiți totul cu bucurie. Mai dăm o carte pentru verbeci. Extraordinar, vedeți? Cinstea este esențial. A trăit relații nedrepte, neclare. Și atunci, ăsta e motivul pentru care trebuie să luați de la 0 și apoi la un moment dat, după 0, 0,1, 0,2 și așa mai departe, să ajungeți la 1. În ritmul vostru, variază de la om la om. Dar ascultați-vă intuiția. Ceva e fals într-un anumit context care vă creează 4, da? 4, aici erau 4. Ia uitați, 4. 4 pisici. Și 4 de bâte, chiar central, acasă. Acolo e ceva. Așadar, dacă primiți o veste de la cineva, dacă vă vine o idee cum să manifestați ceva nou, ceva corect, asta e și altă variantă, să manifestați ceva corect, protejați-vă acea idee, protejați-vă ideile, dragii mei, că mulți sunt dispuși să fure ideile altora, ca să puteți să vă eliberați de conflicte, de gelozie, de toate bătăliile prin care ați trecut și să luați de la zero, să vă faceți planuri de călătorie într-un alt loc. Și poate nu e loc fizic, pentru unii poate este altfel de loc, emoțional sau într-o altă colaborare, într-un alt context. Însă, asta e. Trebuie să vă curățați, să vă eliberați de oamenii care vă mint și stând lângă oameni care nu știu să aleagă, da? Nu știu să aleagă și nu sunt autentici, mai devreme sau mai târziu ajungi să te porți ca ei. Și nu-i sănătos. De-aia zic, eliberați-vă de ei și fiți autentici. Bucurați-vă
de viață, de dragoste, de căldură, de răcoare, de ce vreți voi, de o înghețată, de un sub, bucurați-vă de toate lucrurile mici care vă pot susține această energie și încredere să mergeți mai departe. Da. Ia, acționați ca și când partenerul este aici. 37-a doua oară. Încă unii dintre voi nu sunteți cu partenerul sau partenera aceea specială. Încă nu sunteți. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, tot înainte. Numai bine. La revedere, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.